Violonistul ciudat. Un violonist trecea zilnic prin pădure pentru a merge la târg și pentru ca să nu se simtă singur, a început să cânte. Acordurile muzicii au atras un urs mare și furios. "Ce frumos știi să cânți!" îl lăudă pentru ca să-i câștige încrederea. "Ai putea să mă înveți și pe mine?" "Bineînțeles." Nu se lăsă păcălit cântărețul. "Fă cum îți spun eu, pune-ți piciorul în scorbura copacului acela." Ursul îl ascultă, iar muzicantul, punând o piatră, fixă laba ursului credul în scorbură. A doua zi, când trecu prin pădure, fu atras un leu la auzul acordurilor și întâmplarea se repetă. Și acesta căzu în capcana violonistului, iar la sfârșit atârna prins de coadă de craca un copac. A treia zi îi ieși în cale un tigru, care a fost păcălit printr-o altă metodă de către muzicant. De fiecare dată muzicantul a reușit să scape neatins, dar și animalele au scăpat din capcanele lui. Când cele trei animale au reușit să se elibereze, și-au propus să se răzbune pe el. "Ce-ar fi dacă ne-am unit forțele?" întrebă ursul. "L-am prinde mai ușor," spuse leul. "Împreună vom reuși," spuse și tigrul. Muzicantul, în schimb, se gândi că e prea periculos să treacă singur prin pădure, așa că își căută un tovarăș de drum. Află că un vânător are și el drum prin pădure pentru a ajunge acasă. Vorbi cu el și porniră amândoi la drum. În pădure, ursul, leul și tigrul stăteau la pândă. Văzând vânătorul cu pușca în spate, cei trei o luară la fugă.